3 ani și urma încă 4 ani să nu cadă niciun strop de ploaie pe fața pământului. Seceta amenința viața omenească. Într-un consiliu de familie, bătrânul Iacov și-a adunat băieții, parcă văd, un bărbat cu inițiativă. În jurul lui, a stat de vorbă cu ei și a folosit o expresie care mie mi-a... Și-a făcut tare, mi-a auzit așa pe la inimă. Ce stați așa și vă uitați în alții? Spunea bătrânul Iacov. Este expresia lui, cuvinte ieșite din gura lui. Am auzit că în Egipt este grâu, sunt provizii de grâu. Treceți granița în Egipt, băi, oameni, și aduceți grâu pentru voi, pentru nevestele voastre, pentru copiii voștri, ca să trăiți și să nu muriți de foame, pentru că criza este mare și problemele sunt foarte multe. La care băiețele Iacov subscriu aceste inițiative și se pregătesc să treacă granița din Canaan în Egipt, ca să facă rost de grâu. De Beniamin, spune Iacov, n-am să las să meargă cu voi, pentru că este amintirea cel mai dragi ființe pe care am iubit-o pe pământul acesta, a mamei lui, a soției mele, Rahela, pentru care am slujit 14 ani, zi și noapte, și am mai slujit vreo 6 ani pe acolo să-mi completez turmele, și abia după 20 de ani m-am întors pe casa ta. Pe Beniamin nu las să meargă cu voi. Pe Iosif l-am pierdut de mult. Ori voi cei 10, pregătiți-vă, treceți granița și aduceți provizie. Vă rog să priviți în intervința acum imaginea celor 10 bărbați. Toți sunt de pline facultăți mentale, maturi acum. Căsătoriți și ei la rândul lor, cu familie, cu copii. Au trecut granița și au ajuns în Egipt. Deodată s-au trezit toți în fața nimănui altcuiva decât în fața fratelui lor Iosif. Într-o fracțiune de secundă, Iosif i-a cunoscut pe toți. Pe absolut toți. Ori ei cei 10, nici unul nu l-au mai cunoscut. S-au aruncat toți cu fața la pământ, la picioarele lui Iosif. Priviți acum cu fața la pământ, la picioarele lui Iosif. Toți cei 10. Rube, întâiul născut al lui Iacob, pârca puterii lui. Simeon, Levi, Iuda, Dan, Gad, Asher, Zabulon, Neftali, Isahar. Priviți! Priviți pe ei. Toți la picioarele lui Iosif. Toți 10. Și-au deschis gura deodată și-au strigat toți deodată. Cum se roagă Pentecostal. Toți deodată. Noi toți suntem fii aceluiași tată. Aceluiași om. Suntem oameni de treabă. Robii tăi nu sunt discoare. În secunda următoare, Iosif realizează, da? Fratelor. După cum v-ați prezentat, toți suntem fii aceluiași tată, după cum o zic. Dar câte oameni de treabă sunteți voi? Asta o știe numai Dumnezeu de sus din cerul și cu mine, eu, fratele vostru pe care voi nu mă cunoaște. Dumnezeu din cerul și cu mine știe că sunteți voi de treabă. Mine nu cunoaște omul, spune Scriptura, decât Dumnezeu și cugetul lui. Dumnezeu și cugetul omului. Aș dori ajutat de Duhul lui Dumnezeu și de rugăciunile dumneavoastră, vă mulțumesc că v-ați rugat pentru mine, ca în minutele care urmează să așez în mintea și inima dumneavoastră câteva lucruri care vor scoate clar în evidență calitatea acestor oameni. Oameni de treabă sau oameni ai Dumnezeu? Vă fac cunoscut faptul că și oamenii de treabă niciodată nu vor ajunge în împărăția lui Dumnezeu și n-au nicio șansă să moștenească împărăția lui Dumnezeu dacă nu se lasă atinși de puterea lui Dumnezeu și transformați ca din oameni de treabă să devină oameni ai lui Dumnezeu. În cer nu intră oamenii de treabă, să fie clar, ci în cerul intră numai și numai oameni ai lui Dumnezeu. Categoric.
În timp ce se va predica, să prezint ajutat de Duhul Sfânt 10 elemente, în timp ce se va predica, vă rog frumos, dacă cineva se va regăsi între unul din aceste 10 elemente, nu vă supărați. Nu vă revoltați. Probabil te gândești în timp ce se va vorbi. Eu am avut o părere extraordinară despre mine. Eu am crezut că sunt un credincios autentic, care am atins și atins niște standarde spirituale foarte înalte. Realizez în seara aceasta că am atâtea carențe și că trebuie să mă prăbușesc la picioarele Domnului și să-L rog să vină în ajutorul meu. Dacă te vei regăsi vreunul din cele 10 elemente, acționează în conformitate cu parametrii biblici scriptici. Onorează-L pe Dumnezeu prin smerenie și strig așa cum stai pe scaunul acesta confortabil, ajută-mă, Doamne, și recuperează-mă. Și sunt convins că la nivel de cer, Domnul va întinde mâna și va acorda o a doua șansă. A Lui să fie slavă și onoare. Primul element care foarte clar în evidență calitatea acestor oameni, îl găsim în Cartea Genezei, la capitolul 37, partea a doua, versetului 2. Și Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele. Și Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele, adică a fraților lui, cei 10, care s-au prezentat că ei sunt oameni de treabă, dar care vorbesc foarte urât. Ăștia sunt oamenii de treabă. Vorbesc urât. Pe când un om al lui Dumnezeu, dacă la ora 1 noaptea l-ai trezit din somn cu o problemă, îți vorbește bine manierat, plin de Duhul lui Dumnezeu, dând dovadă că este omul lui Dumnezeu, așa, mult deodată, dacă îl trezești. Dacă îl trezești sau te întâlnești cu el într-o situație dramatică, întotdeauna va da dovadă că este un om al lui Dumnezeu. Pe când oamenii de treabă își permit luxul să vorbească unul. Domnul Iisus ne-a învățat adesea și ne-a spus, vorbirea voastră să fie da, da și nu, nu. Ce vine peste aceste cuvinte, spunea Domnul, vine de la cel rău. Să nu te adresezi aproapelui tău folosind cuvintele prostule sau nebunul. Foarte mulți la ora actuală folosesc aceste cuvinte și le consideră uzuale în vocabularul lor. Îl dezonorează pe Dumnezeu o astfel de atitudine și aduce în tristare în inima lui Dumnezeu cuvintele acestea. Dumnezeu să ne cerceteze și Dumnezeu să aibă milă de noi. Apostolul Pavel ne învață. Vorbirea voastră să fie întotdeauna cu har, dreasă cu sare, să nu se audă printre voi glume proaste, ci cuvinte porcoase. Felicitări pentru fără care foarte atât. Glume proaste și cuvinte porcoase. Din când în când am să vă întreb așa. Ești un om al lui Dumnezeu sau ești un om de treabă? Ești un om de treabă sau ești un om al lui Dumnezeu? Se practică la ora coală foarte mulți când se întâlnesc, ce mai faci foarte bine, și în a doua, a treia secundă, un banc. Foarte îndrăznesc, cuvinte foarte picante, încât dacă ar fi prin preașmă un om al lui Dumnezeu plin de Duhul Sfânt, n-am aștept de unde să iasă de acolo. Ăștia sunt oamenii de treabă. Ăștia sunt oamenii de treabă. Au mult încă de lucrat până să atingă standardele pe care le cere Dumnezeu din punct de vedere spiritual. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Probabil unii se obișnuiesc spunând și unele soții se adresează soțul lor spunând, vai de capul tău. Vai de capul tău. Se pare foarte uzual aceste cuvinte. În momentul când te-ai adresat soțului tău și ai spus, vai de capul tău, mă bărbat. Nu vezi alții cum au de lucru și cum par de bani? Tu nu vezi ce de-a învelul comună? Și tu? Când ai spus, vai de capul tău, cine este capul soțului tău? Tocmai regele Hristos, Domnul. Și tu l-ai dezonorat pe regele. Cel gâlea în cerul, cei 24 de bătrâni, și aruncă coroanele cu numele în fața lui. Cele patru fături vii se închină cu reverență în fața lui Dumnezeu. Serafinii, în conformitate cu Isaia, capitolul 6, stăteau deasupra fiecarea de-a 6 arii. Cu două zburau, cu două și-acopereau fața și cu două și-acopereau picioarele, pentru că prezența lui Dumnezeu nu poți să stai oricum. Ei îl onorează pe Dumnezeu. Iar tu ai spus, ai de capul tău, mă.
Bărbatul este capul femeii, Hristos este capul bărbatului și Dumnezeu este capul lui Hristos, funcționând într-o armonie perfectă în conformitate cu Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. A Lui să fie slava și omenea. Ce-ați zice dumneavoastră? Îmi place că sunteți foarte aici. Fără să știți și fără să fiți anunțați. Cineva din Comitetul Bisericii, nu chiar fratele din Deam Păstorul sau fratele din Deam, cineva, ar veni și va face o vizită fără să știți, fără să fiți anunțați. Și-ar înregistra o discuție dintre dumneavoastră, dintre tine și soția ta, dintre tine și fica ta, dintre tine și fiul tău. De 3 minute. Fără să știi nimic. Dar în modul cel mai sincer. Ar înregistra o discuție, v-ați prezenta la biserică și cu ajutorul unui videoproiector, fără să știi, te vei vedea și te vei auzi deodată ce discuți tu cu aleasa inimii tale cu scumpa ca soția acasă. Cum socializezi? Cum te raportezi? Ce credeți dumneavoastră că s-ar întâmpla? Să nu vă supărați. Mulți ar pleca așa, ca pe un joc rușinat. Și-ar zice, mă, unde-i păstorul tău? Am plecat. Am plecat. Nu vă panicați, vă rog frumos. Nimeni nu vă registrează. Urmărim noi așa ceva? Avem un scopul de felul acesta? Nu. Oh, nu vă bucurați. Stați. Totul e registrat. Cum? Absolut totul e registrat. Păi, frate, dar cum să faci? Absolut totul e registrat. Evanghelia după Matei, la capitolul 12, cu versetul 36, auziți de reverențe cuvintelor Domnului Iisus. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteala de orice cuvânt nefolositor pe care l-o fi rostit vreodată. Totul e registrat, oamenilor. Stimați tine, băieți și fete, totul e registrat. Și cetăuților, tine, fete, și tu, draga mea, ce te iubesc. Și după 2 ore te întâlnești cu cealaltă, scumpa mea, ești divină, ești extraordinară. Totul e registrat. Va veni un moment când Dumnezeu va spune, dragilor, va trebui să dai socoteală pentru orice cuvânt care l-ai rostit. În Cartea Proverbelor, la capitolul 18, cu versetul 21, auziți dumneavoastră ce spune Scriptura aici. Capitolul 18, cu versetul 21. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Doamne! Cum? Auzi? Moartea și viața sunt în puterea limbii. S-ar putea ce spui tu soțului tău sau fiicei tale, mâine să devină o realitate. Ce spui tu? Și dacă tu te uiți în ochii copilului tău, băiatului tău, are acum 19 ani, zic, mă băieți, păi dar să faci o facultate nu-ți place, să înveți nu-ți place, să lucrezi ceva nu-ți place. Ce-a mai fi de tine, băiatul tău? Fii căsătorit, te vei căsători și tu mai nenorocit și tu, mă băieți. Ce-a mai fi de tine, mă băieți? Dar ai spus-o tu, în calitate de tată. Te uiți la fica ta și spui, o, mai ajuns acum la 20 de ani. Bă, dar te pot să facă cămașă, nu știi să facă mâncare, nu știi? Ce mai fi de tine? Ce mai fi de tine? Tu ai spus-o. În loc să te uiți în ochii și să spui, dragă mea, vină în curaj. Ne plecăm amândoi pe genunchi. Amândouă, mama și fica. Pe tine Dumnezeu te va binecuvântare, va deschide noi oportunități, noi orizonturi te vor deschide pentru tine. Vei avea o mare binecuvântare, crede-te puternic în Domnul. Tu ai zis-o! Moartea și viața sunt în puterea limbii. Ceea ce tu ai vorbit, te aude Dumnezeu și s-ar putea întâmpla, nu că s-ar putea, cu siguranță, mâine să devină o realitate. Probabil vă gândim să poate așa ceva. Acest Iacob despre care am început să vă vorbesc în seara aceasta, amintiți-vă dumneavoastră că s-a despărțit de Laban, de soțul său. N-a vrut să-l anunțe, pentru că impresia feței lui Laban s-a schimbat, văzând că șturmele lui Iacob se tot măresc, și ăsta, soțul s-a supărat puțin pe el, și-a zis, domnule, uite, mă cam enervează genele ăsta, pentru că turmele lui se tot măresc, turmele mele se micșorează, și atunci Domnule a vorbit lui Iacob, pleacă, întoarce-te acasă. Am să fiu cu tine și totul o să fie în regulă. Iacob și-a luat soțiile,
și-a luat slujitoarele, și-a luat copiii, turmele și-a plecat. După 3 zile, îl ajunge socul său la bani. Foarte nervos. Îl ajunge. Se uită în ochii lui și spune, ascultă, gine. Am putere să-ți fac rău, mare rău. Am bani. Frații mei sunt cu mine. Și așa era. Pot să-ți fac mare rău. Dar Dumnezeul tău mi s-a arătat al noastră în și mi-a spus să nu vorbești o vorbă de-a lui Iacob. Dar ascultă, cine, de ce mi-ai furat Dumnezeu? Iacob, de ce mi-ai furat Dumnezeu? Te înțeleg că îți pleci cu Leia, cu Rahela, cu Zilpa, cu Birla, cu slujitorii, cu copiii, cu nepoții, cu tot ce vrei. Dumnezeu mei, mă, de ce ai furat? Dacă Iacob se uită așa foarte distins în ochii socului său la bani și spune, nu ți-am furat Dumnezeu. Cum nu mi-ai furat? Mi-ai furat Dumnezeu. Nu ți-am furat. Scotocește cotul Rahele, cotul Bilei, cotul Zilbei, cotul lui Leia, cotul lui Iacob, calabarâncurile, bașinajele, totul le întoarce de loc. Nu-s niciun decât Dumnezeu. Iacob foarte supărat își deschide gura și zice să moară ăla care s-a furat Dumnezeu. Să piară în fața fraților lui, acela care s-a furat Dumnezeu. Ascultă, socule, nu ți-am furat Dumnezeu. Cine furase Dumnezeu Iacob? Rahela. Îi furase nevasta pentru care a fugit 14 ani. Lumina ochilor lui. Cum spune Ezechiel. Cel mai scump în ochi este nevasta ta. Cel mai scump în ochi. Nu copiii. Unii spun, doamne, vai ce-mi iubesc copiii. Foarte bine. Felicitări să iubiți copiii. Vin în familie și pleacă. Vin și pleacă. Ceea ce rămâne în familie, în ochii tăi, e soția. Ai grijă. Să moară ăla care s-a furat Dumnezeu. Rahela furase Dumnezeu, a spus undeva sub samarul căminei, ea era deasupra pe cămină, nu i-a găsit. S-au despărțit unul de altul, s-au împărțișat și ăla bani spune Domnul să vedeți asupra noastră până ne vom pierde din vedere unii de alții. Care vedere? A plecat. Citind pasajul acesta, mă gândeam, cuvintele acestea au devenit istorie. Păi tu, Iacob, ai răsit că să moară ăla care a furat Dumnezeu socul tău la bani. Dar ce are Dumnezeu cu tine? Ori te aud de Dumnezeu? Ești monitorizat de Dumnezeu? Fiecare mișcare, fiecare vorbă e urmărită de Dumnezeu? Da, stimați. Categorica. Scriptura ne spune de ce vatul Iahocului se așează la Sihem, locuiește o perioadă destul de scurtă la Sihem, apoi se hotărăște ca să meargă mai departe spre Betel și cuvântul Domnului le spune, stă și acolo puțin, apoi de la Betel spre Betleeme, frata, mutându-se pe drum, moare la Bela. În floarea vieții, comoara vieții, moare la Bela, după cuvintele rostite de Iacob. Dumnezeu l-a auzit, Dumnezeu a monitorizat și Dumnezeu a îngăduit să se întâmple exact ce a spus El. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Ești un om de treabă sau ești un om al lui Dumnezeu? Poate le zice, frate, cuvintele acestea operează în dreptul păstorilor, a presbiterilor, a diaconilor. Și eu spun, nu! Noi toți suntem o preoție aleasă, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui. Ai grijă ce vorbești, frate. Ai grijă ce vorbești, soră. S-ar putea exact ce spui, mâine să devină o realitate. Vă mai dau un exemplu și mă doresc să trec repede, am multe puncte de anunțat în fața dumneavoastră. Amintiți-vă dumneavoastră după ce Iosua a cucerit cetatea Ierihonului și Domnul le-a dat o mare biruință, când s-a finalizat lupta, Iosua s-a oprit din luptă și a zis așa, blestemat să fie înaintea lui Dumnezeu, cel care se va ridica vreodată, nu contează, să zidească din nou Ierihonul ăsta. Să-i moară doi băieți. Măi, scrie asta în scriptură sau nu scrie? Să-i moară doi feciori. Cine se va ridica să zidească din nou Ierihonul, spunea Iosua, să-i moară doi băieți. Haideți să ne uităm la versetul acesta. Iosua capitolul 6, versetul 26. Atunci a jurat Iosua și a zis, blestemat să fie înaintea Domnului omul care se va scula să zidească din nou cetatea aceasta Ierihonului, cu prețul întâiul său născut îi va pune gemelie și cu prețul celui mai tânăr fiu al lui îi va așeza porțile. Măi, Iosua, dar cum de vasă? Cum? Păi dar stai, măi, omul, cum să nu-l lasă? Dar și Elisei a blestemat. Păi n-a blestemat Elisei pe copilașul ăia care veneau spre el și strigau creșugule, creșugule și dintre ei au ieșit doi ori din pădure și dintre ei au fost omorâți 42 dintre ei. Stai, mă, că și regele Hristos a blestemat. O, stimații mei, niciunul n-a blestemat. Cum? Elisei să-l lasă? Regele Hristos să-l lasă? Nu, ăștia nu lasă, mă. Ăștia sunt oamenii lui Dumnezeu care transmit o sentință divină din partea Dumnezeului celor. Niciunul nu lasă, mă.
Iosua transmite o sentință divină, Dumnezeu e drept și un profet adevărat al lui Dumnezeu transmite o sentință exact după voia lui Dumnezeu. Dacă îți aduce bine, Dumnezeu îți aduce. Dacă nu, e latul la cealaltă. Dumnezeu e drept întotdeauna. Nu știți dumneavoastră când împăratul lui Israel a trimis după Ilie 50 de oameni să-l prindă și aceștia au spus, coboară-te să te duci la împărat, omul la Dumnezeu. Ilie a zis, dacă eu sunt om al lui Dumnezeu, să coboare foc din cer și să vă mistească pe tot. E adevărat? E foarte adevărat. Și-a coborât foc din cer și a mistuit pe prima delegație, pe a doua și vine a treia. O, să căpătăm trecere înaintea ta, împărate. Împăratul s-a uitat printre zăbrele și a căzut de la capul al doilea pe scări și a rupt coloana vertebrală și întreabă. Ne-a trimis să întrebăm pe balze cu Dumnezeu, e cromul și mai fi de ăsta. Oh! El i-a spus, nu este Dumnezeu în Israel, de... mergeți voi să întrebați pe balze cu Dumnezeu, e cromul. Așa vorbește Domnul, nu se vindecă. Nu se vindecă dintr-un singur motiv. Îl desconsiderați pe Dumnezeu celor și alergați la balze cu, așa vorbește Domnul. Transmiteți mesajul din partea Domnului. Moare pentru că și l-a desconsiderat pe Dumnezeu celor. A Domnului oștirilor să fie slava și onoarea. Și la ora actuală mulți îl desconsideră pe Domnul și în loc să aleargă la Dumnezeu cel adevărat, aleargă la vrăjitoare, la vicitoare, la cei care cheamă durile morților, care îi dau cu deocul, desonorându-l pe Dumnezeu. Și Dumnezeu simte întristare în inima lui și acționează. Aibă Domnul milă de noi. Niciunul n-a presemat, ci toți au rostit o sentință divină din partea Dumnezeului celor. Cuvântul acesta devine istorie. Au trecut decenii la rând, secole la rând. Iosua, lasă-mă cu cuvintele ta, lasă-mă, măi, Iosua. Dar ce s-a venit să rostești asta? Dacă cineva se va mai ridica să vedească din nou Ierihonul să-i moară doi băieți. Măi, Iosua, nu se poate asta. Auziți minunea minunilor. Întâi Împărați, capitolul 16, Întâi Împărați, capitolul 16, cu versetul 34. Auziți dumneavoastră ce spune Scriptura aici. Minunea minunilor. Nu puteam să realizezi și să vezi ce se întâmplă. În Împărați, capitolul 16, versetul 34. Pe vremea lui, adică a lui Ahab, un împărat rău în Israel, că doar numai pe vremea unui împărat posedat de Duhul necurate, se putea întâmpla așa ceva. Un Împărați 16, versetul 34. Pe vremea lui, el din Betel a zidit iarăși din Romul, i-a pus semenie cu prețul lui Abiram. Întâi lui născut și a pus forțele cu prețul lui Șegub, cel mai tânăr ziua lui, după cuvântul pe care îl spusese. Cine? Domnul Iosua, fiul lui Nun. Nu bleastă-mă Iosua, ci transmite ceea ce Dumnezeu i-a spus în momentul acela. A Domnului să fie slavă și onoare. Amin. Și Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele. Ești un om de treabă sau ești un om de Dumnezeu? Vorbești frumos sau vorbești cuvintele Domnului? Dumnezeu să ricește. Elementul numărul 2, de data aceasta, Geneza 37, partea a doua, versetului 4, frații lui au văzut că tatăl lor iubea mai mult decât pe ei toți și ei au început să-l urască de moarte. Oamenii de treabă vorbesc curând. Mai și ne jură câteodată. Mai și blastă-mă câteodată. Dar te pui o frână așa în trafic și el nu este atent să vezi cum reacționează. Ăștia oamenii de treabă. Mai are și speștele ăla pe capot. În spate, care simbolizează semnul creștinul. Și îl vezi cum ripostează în trafic. Cineva mi-a spus, frate, că ne-am făcut o înjurătură, dar să știi că este accidental. Nu este un mod de viață, a fost un accident. Și am spus, da. Da, frate. Eu te cred, te compătine. Scriptura spune că întotdeauna gura vorbește. Asta e tu inimă. Asta e lucrurile care le-ai tu inimă. Nu spune tu mie că este un accident. Asta e tu inimă. Dumnezeu să aibă milă de noi. Elementul numărul 2. Oamenii de treabă au ură pentru semenii lor. De când un om al lui Dumnezeu iubește oricând, necondiționat. Scriptura spune că un prieten adevărat iubește oricând și în nenorocire. Ca un frate, ăștia oamenii lui Dumnezeu. Sunt prieteni în nenorocire și sunt prieteni spre nenorocire. Cine își face mulți prieteni, spune Scriptura, îi face... Dar este un prieten care iubește mai mult ca un frate. Și acesta este legea. A lui să fie slavă și onoare. Ura fraților. Vedeți dumneavoastră cartea aceasta. De la Geneza la Apocalipsa, tot ce scrie aici a spus Domnului, se cuprinde într-o singură poruncă și a doua egală cu prima. Tot! Cum tot? Toată legea pot spune orice vechiul legământ, nouă legământ, absolut totul. Se tot simplifică, se simplifică, se simplifică și se cuprinde într-o singură poruncă, omule. Împlinește-o și ajungi în cer. Cum? Care este poruncă aceea? Să iubești
Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău, cu tot Duhul tău și te aproape de tău să-L iubești. Aici, a spus Domnul, se cuprinde toată legea și prorocia. A Lui să fie slavă. Amin. Nu vă panicați, nu vă ajută să te tate. Nu vă îngroziți. Lăsați cuvântul Domnului să taie zarea. Lăsați-L să curățească, că decât să bandajeze o rană și să vii cu balsam peste o rană infectată, mai bine sabia Duhului și a cuvântului să curățească și apoi să coboare leacul alinător din avară. Aleluia! A Domnului să fie slava și onoare. A spus Domnul, iubiți-vă unii pe alții! Care este semnul după care lumea va cunoaște cei nepocăiți, căci noi suntem copii al lui Dumnezeu? Care este semnul? Să ne iubim unii pe alții. Prin aceasta va cunoaște lumea, căci sunteți ucenicii mei. Fiți foarte atenți ce vă spun. Specialiștii spun că la ură, la stres și la frică, glanda renală, glanda tiroidă și pancreasul secretă niște substanțe în organism de te omoară pe tine. M-ați auzit? La ură, la stres și la frică. Ei sunt asta specialiști. Trupul uman așa reacționează încât aceste glande secretă o substanță în tine și tu urăști pe respectivul de moarte și zici, mă, dacă vreau Dumnezeu să moară rău. Ori dacă moare, nu pare rău. Și te trezești că mori tu. Dar cum se poate asta? Uite că așa se poate. Toate legile și poruncile pe care Domnul le-a lăsat în Scriptură sunt pentru binele nostru și pentru funcționarea la parametrii maxim a trupului uman. Așa au fost gândite din punctul de vedere al lui Dumnezeu. De aceea, eu vă întreb, dacă cineva s-a regăsit la elementul numărul 2 și nu poți să suport pe cineva, mă, dar nu ne vreau păstorul biserici, dar nu poți să suport pe cei din conducerea bisericii. Dar ăsta de unde are atâția bani, Domnul, cum de ce mașina are? Domnul, nu ăsta nu mi-a făcut absolut nimic, dar nu-l suport! Dar cum de nu-l suport? Dar tu nu vrei să-l spune acolo? Dar ce te interesează pe tine de unde are el bani pentru eu? N-ar trebui să te conformezi și să încerci să te apropii și să-L iubești și să-L iubești și să se lege acel ian al dragostei între noi? Dumnezeu să aibă milă de noi. Dar un exemplu pentru a putea înțelege strict expresia aceasta. Eschimoșii erau atacați la polul nord de lupi și veneau lupi în haite și atacau. Lupta era crâncenă pe viață și pe moarte. La un bătrân eschimoș și-a venit o idee. Luați pumnare ascuțite foarte bine. Înfingeți mânerul cuțitului în jurul portului în gheață la 45 minus 45 minus 50 de grade s-au sudat mânerele cuțitelor în gheață. Ungeți lamele cuțitelor cu sânge. Și lasă vină lumea. Și ce l-a venit lumea? Și vină lumea? Și ce-a făcut față? Nu stați să vină cum s-a întunecat, au venit lupi, atrași de mirosul sângelui. Au început să lingă sângele de pe lama cuțitelor. La minus 45-50 de grade n-au simțit că și-au tăiat limba. Și acum ei își mâncau sângele lor, dimineața toți morți în jurul corpului. Și vă spuneți cum așa tot. Un om înțeleg, dacă îi zice de o cetate, toată cetatea s-a luat. Lupii morți în jurul cortului, datorită unui om înțeleg. Lupii și-au mâncat moartea lor. Exact așa se întâmplă cu cel care nu-l suportă pe semenul lui. Se omoară pe el. Dumnezeu să aibă milă. Amin. Ești un om de treabă sau ești un om al lui? Am amintit două lume. Oamenii de treabă vorbesc urât. Oamenii de treabă au ură pentru semenii lor. Mergem puțin mai departe, elementul numărul 3, de data aceasta, Geneza 37, versetul 8. Frații lui au zis, doamnai să împărățești tu peste noi, doamnai să ne cârmuiești tu pe noi. Cine ești tu, mă, băiete? Oamenii de treabă nu suportă niciodată să se ridice cineva dintre semenii lor. Cel puțin la nivelul lor, dacă nu mai bun. Ăștia nu suportă. Ăștia oamenii de treabă. Pe când un om al lui Dumnezeu, auziți cuvântul rostit de un om al lui Dumnezeu. Eu nu sunt vrednic să-i vedrec cu neaua încălțămintelor. Cel ce vine după mine își are lopata mână, își va curăți cu desăvârșire aria. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Eu trebuie, spunea limba botezătorul să mă micșorez. Ori el trebuie să crească. Elementul numărul 3.
Oamenii de treabă s-au uitat așa frațiliosit la el, în mod special Simeon și Levi. Ăștia au o violență inimaginabilă. Ăștia au trecut prin ascultitul său de o cetate întreagă într-o adaptație cu sora lor Putina. Încât tatăl său Iacob s-a uitat la el și a spus, blestemată să fie mânia voastră. Săbile voastre sunt niște unelte de sârnicie. Dar ce cu tine, Simeon și Levi, n-ați putut să vă stăpâniți? Dar când ați reușit să omorâți toți bărbații din cetatea aceea și să tăiați venele taurilor și a cailor și tot ce era în cetate să trece prin ascuțitul săbiei? Oamenii de treabă nu suportă așa ceva. Să se ridice cineva, cel puțin la nivelul lor, dacă nu mai vor. Dacă vezi un tânăr în adunare, care, atenție maximă ce vă spun acum, are ungere de la Domnul, are chemare de la Domnul, e plin de Duhul Sfânt și Domnul l-a chemat la cântare sau la predică, lasă-l să crească. Trează-i culoare libere, căci lucrul vine de la Domnul. Oamenii lui Dumnezeu așa acționează. Pe când un om de treabă îți spune, tu să ajungi ca mine, tu să stăpânești peste noi sau să ne cânduiești tu pe noi, dar cine ești tu, mă? Ești o scamă, mă, și te mănânc cu tot. Ăștia erau frații Iosif și așa acționau. Doamne, Dumnezeu! Vă amintiți care va dintre dumneavoastră când a venit pe mine o știre împăratului Siriei, numele lui era Naaman, bolnav de lepră, și a ajuns la Dotan în căsuța mică unde locuia Elisei. Și înainte ca să sosească Duhul Sfânt de-a vorbit lui Elisei, va veni la tine Naaman sirianul. Are 7 duhuri peste el. Este legat de diavolul cu 7 lanțuri. Transmite printr-un sol. Du-te și scufundă-te de 7 ori în apa Iordanului și vei fi vindecat. De ce nu i-a spus Elisei lui Naaman sirianul scufundă-te de 6 ori sau de 8 ori? Păi cum să-i spună dacă Duhul Sfânt de-a fost 7 duhuri peste el? Ăsta trebuie să fie vindecat. V-am închis reacția asta pe tine, o știi? Când a venit slujitorul și s-a uitat la Naaman, Naaman, te loc să-i nevat, că a trecut benzina pe el. Cum? Dar cine ești tu? Tu spui mie să mă duc să mă scufund în apele Iordanului, că n-am râurile Abana și Parbat, nu mai libe și mai curate ale Siriei. Mă scufund tu pe mine, îmi spui tu mie să mă scufund în apa tulburea Iordanului. E adevărat, apa Iordanului am văzut-o de la distanță mare verde. Multă apă. Dar când din apa Iordanului sau iei apă în mână, limpede pe cum cristal, s-a nevat foarte. Duhul din acționau pe el. Și s-a nervat și nervos pe cap. S-a apropiat de el un slujitor și a fost stăpân. Dacă omul de Dumnezeu s-a fi cerut un lucru greu, nea așa că l-ai fi făcut indiferent ce s-a fi cerut ca să te vindești direct la ta, s-a cerut un lucru ușor. Mai lasă-te din posibilitatea tale tău. Nu te da așa de grand urmă. Coboară-te în apa Iordanului, stăpâne, ascultă-mă. Și te vindești. Și deodată se trezește așa. Se scufundă în apa Iordanului și spune Scriptura, în momentul când s-a ridicat, a 7-a oară, lanț după lanț, lanț după lanț, ultimul era lepra. Ultimul era lepra. Nu predic acum de lanțul lui Naaman, rămâne în privirea noastră pe subiect. Domnă, vindecat acum și eliberat. Marele Naaman, că pe tine o știri se întoarce înapoi. Intră în căsuța unde locuia Elisei. Se pleacă, era un bărbat înalt, să nu rogea să grinda pe sus. Și deodată eliberat. Se uită la Elisei și spune printre lacrimi. Recunosc acum că cine este Dumnezeu pe tot pământul, de pe Dumnezeu era. Amin. Te rog, primește din mâna robului tău. Cum stai că n-am robului? Audine oară spunea, te cumpăr cu toată casa ta. Păi numai câți bani am adus din Siria, îți cumpăr toată casa ta și toți slujitorii tăi. Cine ești tu, mă, Elisei? De nu te deranjezi să vii la mine, eu sunt o mare vedetă, am nume rezonante. Păi numai numele meu nu spune asta. Elisei, nu se deranja. În fața lui Dumnezeu nu contează numele rezonanței. În fața lui Dumnezeu contează inima. Și când a mers Samuel să lungă pe David, prima întâlnire a avut-o cu întâiul născut al lui Isaie, papi Nadal. Și a spus ăsta, ce mai înalt și mai frumos, negreșit că ăsta e unsul Domnului. Și Domnul i-a spus, ascultă, ascultă Samuel. Abinadab, celălalt, Shama, al doilea, al treilea. Nu, niciun număr. Păi acum nu! Păi nu mai am mai, păi, stai de mai mult. Mamă, ce mai despre ce? E cel mai mic, e cu turma ta, în mea pe câmp. Nu stau la masă până nu vine David. N-a intrat în casă Duhul Sfânt, a strigat, dar ce stai? Ia sicuța când de rege și toamnă peste el. Elementul numărul 3. Poți să suporți să se ridice dintre tine și de lângă tine unul mai bun ca tine? Ai capacitatea întotdeauna să respecti aproapele tău și să-i spui cuvântul Domnului, spune fiecare să dea întâietate în dragoste celuilalt, poți să o faci?
Sau ai un duh peste tine și primă în mine. Sunt cel mai tare la cântare, sunt vedetă de tare internațională la predică, sunt extraordinar de autentic în prorocie și în vedenie, nu-i nimeni ca mine. Domnul îți spune în seara aceasta, smerește. Smerește. Vreau să vă spun, sunt într-o totală dependență de Domnul. Nu mă luați ca o laudă falsă. Fără Duhul Sfânt și fără Iisus sunt praf și pulveri. Tot ceea ce sunt numai datorită lui. Avem lumea slăbită pe Domnul. Și rog pe Domnul în seara aceasta să ne onoreze cu cerul prin deschise. Duhul Sfânt să ne atingă mintea și inima. Domnul să opereze dreptul fiecăruia dintre noi. Domnul să deschidă o filă nouă a vieții noastre. Dacă te-ai regăsit în trei elemente, om de treabă sau om al lui Dumnezeu, recunoaște-te, strigă-ți pe Domnul. Doamne, ăsta sunt, mai vorbesc cu râchii mai legat altul. Nu-mi supor pe ăla, Doamne. Am crezut că sunt un om al lui Dumnezeu, dar m-am înșelat. Iartă-mă, Doamne. Când văd că unul că se ridică și merge bine, mă energează, nu-mi supor. Doamne, dar dovadă că nu sunt al Tău. Iartă-mă, Doamne. Dumnezeu este Cel care notează, contabilizează și are capacitatea de eliberare în seara aceasta. A Lui să fie slava și gloria și onoarea în veci vecilor. Mergem puțin mai departe, elementul numărul 4. Scriptura vorbește aici, Geneza 37, versetul 11. Frații s-au început să-L pismuiască, dar Tatăl Său a ținut minte lucrurile acestea. Oamenii de treabă pismuiesc pe semenii lor. Știi ce înseamnă să pismuiești pe aproapele tău? Pisma este alimentată de ură. Niciodată n-ai capacitatea să-L ferici. N-ai capacitatea să-L ferici pentru că tu urăști. Când ai venit ultima oară la fratele Iulian sau la fratele Trifan sau la fratele X sau Y și să-ți spui, uite, te ferici, modul cel mai sincer. Lauda să fie a Domnului, dar Domnul te-a folosit și ne-ai transmis astăzi un mesaj din partea Domnului. Când ai mers la Alin sau la Cutare sau la Cutare, Doamne, te ferici. Atâta bucurie mi-a dus Domnul prin cântarea de laudă. Sincer, te... Oh. Ăștia au început să-L pismuiască. Nimic nu e bun. Când pismuiești pe cineva, indiferent cum s-ar comporta cu tine, nimic nu e bun. Lucrul ăsta operează foarte mult și în familie. Nu m-am uită soția în grația soțului. Mă, asta de mâncarea nu m-am uitat de... Nu m-am uitat de... Că m-am așa mai călcat pe cum trebuie. Mă, nimic nu-i perfect! Păi nimic nu-i perfect pentru că există ură, pismă alimentată de ură. Dumnezeu să aibă milă din nou. Oare te-ai găsit cumva în elementul numărul 4? Nu mai insist asupra acestui element. Mergem puțin mai departe. Elementul 5. Cere puțin timp. Scriptura spune la elementul numărul 5. Îl găsim în versetul 18, același capitol. Ei l-au zărit de departe și până să se apropie de ei, ei s-au sfătuit. Hai să-l lichidăm pe ea. Bă, dar cine? E fratele nostru. Ăștia oamenii de treabă. Ăștia oamenii de treabă. Ăștia nu sunt oameni la Dumnezeu. Dacă le zice, frate, că din a exagera puțin. Elementul numărul 5. Încă suntem de acord cu cele patru elemente. Dar vine elementul numărul 5 și spui că oamenii de treabă recurg la soluții de-a dreptul diabolice. Veniți să-L omorâm! Într-una din dimineți, în Valea Hebronului, Iacob l-a chemat pe Iosif. Și a spus, dragul meu, te duci până la Sihem să-i vezi pe frații tăi, să-mi aduci vești bune de la ei. Și o să spune, tată, abia aștept. Vreau să mă duc să-i văd. Doi desași pe unul trec. Doi desași pe unul sunt. Pâine și merinde de la tata. Mersul se făcea pe jos. Ziua căldură, noaptea frig. După mult drum și greu ajunge la Sihem, Iosif, din Valea Hebronului. Ajungând la Sihem, se rătăcește pe drum și ne găsește pe fraților. S-a rătăcit pe drum și s-a întâlnit un frânt. Eu și-a un băiete, tu pe cine cauți? Auziți cuvântul rostit de Iosif. Ascultă, frâine, caut pe frații mei. Și frâinul a spus, i-am auzit vorbind că se mută cu turmele de la Sihem spre Dotan, pentru că acolo sunt râuri, apă și verdeață și mă duc la Dotan. Nu era din punct de vedere psihologic, analizând lucrurile, Iosif eliberat de porunca tatălui. Tatăl a trimis la Sihem, nu i-am găsit. Putea să se întoarcă înapoi cu bagaj să spună, tată, mai trimis la Sihem, nu i-am găsit. Dragostea lui Iosif era sinceră și merge până la Dotan. Și când au sărit odată un punct negru, când l-au zărit, se apropie, o siluetă neagră, se apropie, Simeon a strigat, este Iosif, fratele nostru, legea confirmat. Trebuie să-l omorâm. Trebuie să-l omorâm și să scăpăm de el. Ăștia sunt oamenii de teau. Ascultați-mă cu atenție ce vă spun.
Nu trebuie să-l omor pe fratele tău fizic, cu pumnalul sau cu pistol. Poți să-l omor pe fratele tău cu vorba. Am niște versete dure tare, nu mă gândesc să nu vi le spun astea, să nu vi le spun, dar tot e scris aici, Duhul Sfânt îmi spune, spune exact ce spun eu. Psalmistul spune, își ascult limba ca niște săgeți, își ascult limba ca o sabie ucigătoare și tare. Limba lor este ca un arunc, este ca un brici care taie, aducător de moarte, toți sunt aici, absolut tot. Te uiți în ochii soției și spui, nu te mai iubesc, după 30 de ani de căsătorie. Nu vreți să mă arăt? Te vreți să mă arată fetele la ora actuală și femeile jumii la ora actuală? Și tu de unde ai și spui, o, nu te mai iubesc. Nu mai sună astăzi, mă sună de 3 luni, de 5 luni, de 6 luni. Cuvântul acesta este un brici care taie, este un arc încordat, este o săgeată, o sabie, care în fiecare zi, în inima soției, în inima, într-o zi, ea se uscă pe picioare și moare. Toată. Omul e bun. Puțin de revită lucrurile astea. Pentru că aceste lucruri nu pot să zic amin. Și nu o vă asumează sal. Dar Duhul Sfânt este aici. Aleluia! Aleluia! Dumnezeu să opereze în dreptul tău. Dumnezeu să-ți ia inima așa în căușul mâinii Lui. Poate de ce frate asta ce este zi? A strigat Duhul Sfânt din Egipteu. Voi scoate din trupurile voastre inima de piatră. Voi face un transplant de inimă și voi pune în voi o altă inimă, aleluia, un duc nou și statornic. Lacrimile voastre sunt adunate în bordufurile Lui. Rezolvați-vă problema în seara aceasta. Nu suntem aici la voia întâmplării. Aici este Duhul Lui Dumnezeu. Aici este prezent Regele Hristos Domnul. Nu vă omorâți unii de alții cu vorba, ci din potrivă îmbrățișați-vă unii de alții și acordați-vă șansa vieții unul celuilalt pe întâlnirea Domnului Călării Lui Dumnezeu. Amin. Să știți că e adevărat ce s-a rugat Solomon. Când Solomon a terminat de zidit casa templului Dumnezeu, a strigat Dumnezeule, te rog, sfințește casa aceasta. Și Dumnezeu a deschis cerul și a spus Solomon, îți ascult rugăciunea. În casa aceasta și spre casa aceasta îmi pun inima mea. Îmi pun ochii mei. Și ori de câte oricineva m-a lachimat, le voi răspunde din cerul. Ori în seara aceasta suntem înaintea Domnului. Și zicem, Doamne, inima ta să fie aici. Ochii tăi să fie aici. Răspunde-te, Doamne. Salvează-ne, Doamne. Nu vezi poporul tău cum este împiedicat și șchiopătează de amândouă picioarele. Trezește-ne, Doamne, la realitate. Căci noi nu furăm modele din lume și nu mergem după mersul lumii, ci te onorăm pe tine cu viața noastră, pentru că tu ești singurul nostru model. Aleluia, glorie Domnului! Amin. Duhul Sfânt este aici prezent. El să opereze. Elementul numărul 6, nu și la ceas. Elementul numărul 6, Scriptura vorbește în versetul 20. Veniți acum să-l omorâm și să-l aruncăm într-una din aceste grop. Elementul numărul 6. Oamenii de treabă te omoară. Oamenii de treabă te aruncă în groapă. Ăștia sunt oamenii de treabă. Pe când un om al lui Dumnezeu, întotdeauna are o mână întinsă pentru tine. Ridică-te, dragul meu. Ăștia sunt oamenii de Dumnezeu. Oamenii de treabă te aruncă în groapă. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Cine l-a aruncat pe Iosif în groapă? Cine l-a aruncat? Frații lui de corp. Au strigat toți, veniți să-l aruncăm într-una din aceste gropi. Frații lui de corp. Poți să ajungi aruncat în groapă de frații de corp. Nu vreau să vă spun. De când n-am mai sunat pe fratele tău? Poate trăiești în America. Sau poate trăiești în Melbourne, în Australia. De când nu l-ai sunat? V-ați certat de la aveia căsuța mică lăsată undeva în țară? Și sora ta nu mai vorbește cu tine? Te-a aruncat într-o groapă și groapa este foarte adâncă? De ce nu rupeți? De ce nu înlăturați lanțurile astea ca să vină eliberare? Poți să ajungi aruncat în groapă, aruncat de frații tăi de corp. Vai mult să nu mai vorbești. Și urmează înfățișarea pe tetele tribunalului. Și te uită frate la frate. Amândoi, legănați de aceeași mamă. Și udați de aceleași lacrimi. Se uită ca o fiară. Pleacă-mă de aici, te-ai luat toată averea. Domnul să opereze și dreptul ăsta. Amin. Poți să ajungi în groapă aruncat de colegii de serviciu. Cine l-a aruncat pe Daniel în groapă?
colegii de serviciu care te invidiază și ură pe tine. Colegii de serviciu de stau de sare, are Dumnezeu un lucru înalt. Ăsta e omul lui Dumnezeu. Domnule, să mâine pe mine conduce el țară. Veni să-i găsim ceva de vină și să facem cumva să ne desbarasăm de omul ăsta. Colegii de serviciu, am o durere în mine. Am o mare durere. Pot să ajungi aruncat în groapă de frații care de credință. Păi omul să poate. Păi cine l-a aruncat pe Ieremia în groapă? Frații de credință. Ieremia a strigat, așa vorbește Domnul. Și la un moment dat a strigat Dumnezeu, nu mai îmi da prorocii. Cuvintele pe care tu mi le transmiți, îmi atrag, urmăr, numai desconsiderare, numai bajocură, numai ură și ură, Dumnezeule! Și ăștia l-au luat și l-au aruncat într-o groapă, dar cuvintele unei profeții adevărate. Adevărate. Frații lui de credință. Vă văd foarte atent. Ascultați-mi. Anul vește bună pentru Dumnezeu. Indiferent cine te aruncă în groapă, frați de corp, colegi de serviciu, frați de credință, ascultați-mă. Indiferent cine te aruncă în groapă, dacă ești nevinovat, există unul care te scoate din groapă. Amin. Dacă ești nevinovat, acesta este cel pe care El îl crede. E regele Hristos Domnul. Mulțumesc Dumnezeu că te-ai închis mâna după mine. M-ai scos din groapa pieirii, din fundul mocirii. Mi-ai pus picioarele pe stâncă și în gură o cântare nouă. Aleluia! A Lui să fie slava și onoarea. Dacă ești nevinovat. A doua zi pe dimineață împăratul se apropie de groapă și strigă de la o mică distanță. Daniel e robul Dumnezeului celui viu. Cu tot a Dumnezeul tău care îi slujești, atenție, necurmat, să te scape din ghearele eilor. Împăratul nu s-a așteptat să audă așa ceva. Și deodată, aud un cuvânt. Veșnic să trăiești împărat. Am fost găsit nevinovat. Înaintea tribunalului cerului și înaintea ta împărată sunt nevinovat. Dumnezeul cerurilor a trimis pe îngerul lui. A închis gurleilor și eu sunt nevinovat. Cu toate că unii critici ai Bibliei spuneau că Daniel avea putere de hipnoză. S-a uitat în ochii leilor și a hipnotizat deodată. Așa ceva să n-au pe cineva. Dumnezeu a trimis îngerul lui și a închis gura leilor. Când am ieșit Dumnezeu Sodoma și Gomora, cetatea Azmei și Teboimului, încă două pe lângă Sodoma și Gomora, critici Bibliei spun că s-a produs un aer cu vulcan. Și deodată i-a acoperit cu cerul și colat. Dumnezeu spune că și Domnul a făcut să coboare din cer foc și pucioasă cu Dumnezeu nu pe loci. A Lui să fie slavă și onoare. Elementul numărul 7, Scriptura spune aici, veniți să-L aruncăm în aceste gropi și vom spune tatălui nostru că l-a mâncat o fiară. Minciună cu premeditare. Ăștia sunt oamenii de diavol. Ăștia sunt oamenii de diavol. Am ajuns la elementul 7 care l-a găsit în de unii. Poate deci, lasă-mă, frate, lasă-mă, că m-am regăsit în toate. Îmi vine să mă arunc aici cu fața la pământ și să strig, iartă-mă, Dumnezeule. Elementul numărul 7, minciună cu premeditare. Ăștia sunt oamenii de treabă. Ăștia nu sunt oamenii al lui Dumnezeu. Ăștia nu sunt oamenii al lui Dumnezeu. Deci, lasă-mă, mă, predicatorul, dar ce spui tu mie? Căci minciuna, minciuna, e păcat pe cum imoralitatea. Păi ăla e păcat, Domnule, care nu le-ar dă Dumnezeu. Dar minciuna... Ascultați-mă, dar nu eu inventez astea. Scriptura vorbește în Apocalipsa, capitolul 22, versetul 15. Nu știu, fratele, nu mă mai ajută cu referințele acestea. Aveți-vă pe aici, în Scriptură, 22 cu 15. Auziți, dumneavoastră, spune Scriptura. Afară sunt câinii vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește minciuna. Afară sunt câinii vrăjitorii, curvarii, închinătorii la idol și oricine trăiește minciuna și iubește minciuna. Doamne Dumnezeule, pe ta minciuna e atât de gravă precum imoralitatea. Da, da, frate, nu te supăra. Și nu trebuie să vă mai nouă chemați pe mine, dacă nu vă convine pe mine. Eu nu mă supăr de loc. Eu vă spun numai și numai adevăr. Minciuna te scoate afară din rai și ai pierdut totul. Absolut totul. Nu considerați că ar fi cazul să ne revenim la normal? Și să strigăm, iartă-mă Dumnezeule și de astăzi înainte, cum să împlinesc ce spune Scriptura, fiecare să spună aproape lui Său, ce să spun? Adevărul din inimă, frate. Primul păcat pedepsit de Dumnezeu în Scriptură, vorbește cuvântul Domnului. Primul păcat pedepsit de Dumnezeu în Biserica Primară a fost minciuna. Primul păcat de care vorbește Scriptura în Cartea Genezii a fost minciuna. Ultimul păcat și se încheie Scriptura este minciuna. Doamne Dumnezeu, ai milă de noi. Dumnezeu să aibă milă de noi. Elementul numărul 8. Elementul numărul 8. Versetul 23.
Când a ajuns Iosif la frații săi, aceștia l-au dezbrăcat de haina lui, de haina cea pestiță pe care o avea pe el. Wow. Deci, frate, și ce coasă? Când a ajuns Iosif la frații lui, aceștia l-au dezbrăcat de haina cea pestiță. Știți dumneavoastră că bătrânul Iacob l-a iubit foarte mult pe Iosif și a făcut o haină pestiță cu mâneci lungi. Toți frații lui aveau haine cu mâneci scurte. Haina cu mânecă scurtă simboliza că ești un om care poți să muncești din punct de vedere fizic la orice muncă josnică, indiferent când ai, cât ar trebui să te smerești. Omul cu haina cu mânești lungi face parte dintr-o altă clasă socială. Dintr-o altă clasă socială. Ca și cum ar fi un șef peste ceilalți. Și ăștia, Simeon și Levi, când l-au văzut, o, tu să stăpânești peste noi, să fii șeful nostru. Păi, dar cum nu te se face haină cu mânești lungi? Iată, mi-am fășat smuls haină de pe el. Ăștia sunt oamenii de treabă. Ascultați-mă, stimați tine care ați venit aici. Noi toți suntem îmbrăcați de Tatăl. Cine a făcut haina asta lui Iosif? Tatălui bătrânul Iacob. Noi toți suntem îmbrăcați din garderoba cerului. Și Dumnezeu a așezat pe noi hainele mântuirii, mantaua izbăvirii, ne-a pus pe capul cu lună împărătească și ne-a folosit ca pe o mireasă pentru mirele ei. Și vine diavolul să-ți rupă hainele, să-ți mânjească hainele și nu mai vezi pe unii că nu mai vin adunare. Alții stau și se încurcă în treburile lumea acestea. Nu le mai place atmosfera de aici. Hainele lor sunt murdare, miroase a păcat și a nelegiuire. Și Domnul strigă în seara aceasta, întoarce-te, fiule risipitor. Că-ți mai acord dragostea mea și șansa mea. Venea fiul risipitor spre Tatăl, mirosind a păcat, a nelegiuire. Și Tatăl a strigat, aduce-ți repede. De ce? Haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Am o veste bună pentru toți dintre dumneavoastră. Există un compartiment în inima lui Dumnezeu la care puțin dintre pământeni știu să apeleze. Compartimentul acesta din inima lui Dumnezeu spune așa, chiar dacă am rostit prin profeție un cuvânt, chiar dacă gura mea a vorbit un cuvânt și o sentință, dacă omul, persoana respectivă sau poporul respectiv se întoarce cu fața spre mine și strigă din inimă, iartă-mă Dumnezeule, eu, Dumnezeu, îmi schimb decizia și dau viață și salvare. Aleluia! Aleluia! Glorie Domnului! Duhul Sfânt îl simt real aici, acum în seara aceasta. Vă amintiți dumneavoastră când Ezechia a strigat cu fața la perete, Dumnezeule, nu vreau să mor. Și fiul lui Isaia, fiul lui Amos, a strigat, mori, pune-ți casa în deală de iuri și nu vei mai trăi. Și abia se întoarce pe coboară spre drepte când Duhul Sfânt, Domnul Sfânt, duce Isaia înapoi. Dar după ce mă duc? Spune așa, i-am auzit rugăciune și mi-e milă de el. Și mai adaug la zilele vieții lui încă 15 ani de zile. Uite. Du-te, Iona, în mine și strigă 40 de zile și spulbe de pe fața pământului. Și Iona, nu vă pedi de Iona, seara aceasta, Scriptura ne spune să întoarce iertată spre Tarsul, ideea și să întoarce înapoi un submarin. Un cașalot, nu? Punctul cel mai de jos al lui Iona a fost să ajungă o vomă de pește, mare de proroc. O vomă de pește a ajuns. Aruncat pe sărmul în de vomat de un pește. Intră în cetate, puteți să vă imaginați cum arăta? Nu? Cum arăta? Când acizii au început să acționeze asupra pielii lui și asupra situației fizice și a început să strige 40 de zile și Dumnezeu nu încerce cetatea, cuvintele acestea au ajuns la urechea împăratului. Nimic nu se negociază. Împăratul a zis, da ordine împărătesc toată cetatea, începând de la mic la mare, pe animale, nimeni nu mănâncă, nu bea timp de 3 zile. Strigăm cu toți cine știe dacă nu se va întoarce, nu se va crei și va pare rău. Dumnezeu le are milă de noi. Și Tora ne spune că Dumnezeu a auzit, a văzut și a zis, în schimb categorii decizia, tot să rămână în viață. El e Dumnezeu în cerul lor. Aleluia, glorie Domnului. A Lui să fie slavă și onoare. M-aș bucura de biroul de lucru a marelui stăpân al cerului, să fie pus dosarul tău, dosarul tău, să fie pus și dosarul meu. Și Domnul să-ți zice în seara aceasta, viață, viață, viață. Îl iert pentru că trăiești în moralitate, dar mi-ai dat o șansă să nu cumva să creadă că răbdarea mea este veșnică. Este îndelungă răbdarea mea, încă operează, îi mai dau o șansă, iată-l consumă droguri, își înșală nevasta, blasfemă și înjură, îi mai dau o șansă, Doamne, mai dă-mi o șansă în seara ta. Amin. Aleluia, glorie, Domnului.
Tu care ai gustat din harul vieții și ai gustat din Duhul Sfânt și care acum te hrănești cu roșcovele lumii acesteia, e șansa vieții tale în seara aceasta. Domnul să aibă milă de tine. Mergem mai departe, elementul numărul 9 și de elementul 10 nu mai vă revenim. Elementul numărul 9 îl găsim în versetul 25. Apoi au șezut să mănânce. E cel mai frumos element din toate cele amintite. Apoi au șezut să mănânce. Probabil cititorii atenți ai Sfintele Sfântul Frate, totuși, oricum am analizat-o din toate punctele de vedere, ori o traducem din greacă, în ebraică, unii atâta tot traduc din greacă, în ebraică, nu mai rămâne nimic din pocăință. Ascultați-mă, fraților, veniți să mâncăm. Au șezut să mănânce. Apoi au șezut să mănânce. Priviți acum. De data aceasta erau la Dotan. L-au luat pe Iosif. L-au bătut. L-au dezbrăcat. L-au aruncat într-o groapă. Priviți-l. Unul dintre frați spune istoria, în timp ce ceilalți vreau să-l omoare prin bătaie, unul își punea mâinile pe capul lui Iosif și primea la pumn în mâinile lui. Știți care era? Ruben. Ruben. De ce? Ruben avea de plătit o poliță la Tarsus. A greșit ceva Ruben și a zis, dacă el scapă pe Iosif oricum e din Raela și iubește, îl duc înapoi și mă împac cu data. Priviți acum situația care v-am spus-o. Bătut, dezbrăcat, aruncat într-o groapă. La un moment dat au desfăcut de sarcini cu pâine proaspătă și alimente de la tată. Pe o piatră mare, au șezut să mănânce folosind-o pe post de masă. Apoi au șezut să mănânce toți. Iosif bătut, dezbrăcat și aruncat într-o groapă. Dacă era contemporan cu el, străinul necunoscut, fără nume. Mă apropiam de ei, de oricare. Și eu întrebam, Ruben, Simeon, Levi, puteți să mâncați? Dan, Gad, Asher, Zabulon, Neftali. Care-i problema? Vă simțiți bine? Asta te întrebam. Cine v-a adus mâncarea aceasta? Cine? Ascultă străină, dar cine? Cine te interesează pe tine? Cine? Ascultați, stimați mei, și de unde ai plinat aceasta? Isahar, tu de unde ai plinat? Probabil nu i-a mai fi nesperit așa. Păi ne-a adus-o. Cine? Cine? Păi fratele nostru. Cu greu ne-a adus-o din Valea Hebronului. Unde? Unde e cel care l-a adus? Stai în vezi de la locul. E bătuie de stăcate în locul într-o coroană. Nu te mostră conștiința. Merge pe o bucățică de pâine, nu te mai mostră conștiința. Stimați ascultători. Pe dumneavoastră vă mai mult să conștiință din când în când. Am mai vorbit cu o stare de conștiință. Păi conștiința mă mustra când m-am pocăit în primii ani, când eram în dragostea din când, să mă mustre pe mine conștiința acum. Din proiecție Dumnezeu a așezat în om un pasnic numit conștiința. Când omul păcătuiește fără să știe nimic din Scriptură, conștiința se fidează. Și spune omul, e păcat, e păcat, e păcat. Dacă tu năruși conștiința prin insistența și perseverarea ta în păcat, tu îți omori conștiința. Cel pe care nu mai mustă conștiința se află pe un teren minat, nisipuri, nici scăpare, într-un pericol real. Doamne, sensibilizează-ne în seara aceasta. Doamne, trezește-ne la realitate, Doamne. Nu te mustă conștiința. Domnul să ne trezească în seara aceasta la realitate. Despre elementul 10 nu vreau să vă mai vorbesc absolut nimic. Absolut nimic, pentru că n-am inima ca să vă vorbesc de elementul 10, care spune în versetul următor, în versetul 27, veniți acum să vindem pe devânzarea de frați. N-am eu inima să vă vorbesc în seara aceasta. Dar în 3 minute vă spun ceva ce înseamnă să fii un om al lui Dumnezeu. Oameni de treabă sau oameni al lui Dumnezeu. La un moment dat, spune Scriptura, Iosif a hotărât să se descoperă fraților lui. Și a zis așa. Să iasă toată lumea afară. Toți să iasă afară. Erau în Egipt. Și cei 10 erau în fața lui. Beniamin era acasă. El era 11-lea Iosif. Și Beniamin era acasă. Să iasă toată lumea afară. V-ați gândit careva vreodată de ce i-a scos Iosif pe toți egiptenii afară? Și să rămână numai ei trei în sală?
toți egiptenii afară și să rămână numai evrei. Iosif știa, eu sunt evreu, dar îi cunosc bine de frații mei. Toți sunt evrei. Și fac parte din poporul lui Dumnezeu, toți egiptenii afară. După ce au ieșit afară, spune Scriptura, Iosif a izbucnit deodată într-un plânse atât de puternic și a strigat cât a putut de tare: eu sunt Iosif, fratele vostru. Mai trăiește tata. Eu sunt Iosif, fratele vostru. Și s-a topit în povote de plâns. Știi de ce a fost pe toți egiptenii afară? Să n-audă egiptenii durerea din inima evreului. Evreul are o personalitate aparte. E omul lui Dumnezeu. Știți dumneavoastră, când a murit Saul și când a murit și Ionatan de munții din Gilboa, David a dat un ordin. Nu spuneți fetelor din Gat. Nu spuneți fetelor filistenilor ca să nu se bucure de durerea mea. O, munți din Gilboa, să nu cadă de voi nici ploaie, nici rouă, căci acolo au căzut vitejii Domnului. Durerea mea să nu știe cei din afară, că durerea mea este mare. Eu sunt Iosif, fratele vostru. Mai trăiește tata și ăștia? Au mărurit într-o facțiune de secundă. Așa spune Scriptura. Au înghețat, au mărurit. Cum? El este Iosif. Oasele noastre o să pătrățească în închisorile Egiptului. Este Iosif. Mai trăiește? Și Iosif a zis: apropiați-vă acum de mine. Asta e omul Dumnezeu. Apropiați-vă acum de mine. Îl văd pe Simeon pe veni, cum se mică pe veni, temorând tot se apropie. Dacă nu vă apropiați acum, nu o să vă mai apropiați niciodată. S-a uitat în ochii lor. Surprindeți momentul ăsta. Acum Iosif se uită în ochii lor. Și deodată îți deschide gura. Ăsta e omul lui Dumnezeu. Nu voi sunteți de vină. Cum? Nu voi sunteți de vină. Așa hotărât Dumnezeu să vin eu înaintea voastră aici, ca prin mine să fie salvată viața voastră și a familiilor voastre. Voi n-aveți nicio vină. Ăștia sunt oamenii lui Dumnezeu. Pare este cineva aici care seamănă cu Iosif, cu adevăratul om al lui Dumnezeu? Pare este cineva aici în sală cu adevăratul om al lui Dumnezeu? Cercetează-ne, Doamne, în seara aceasta. Înainte ca să moară bătrânul Iacob, și-a adunat toți băieții jurul lui și-a deschis gura și în dreptul fiecare a rostit o binecuvântare. Nu vă mai spun acum în dreptul fiecăruia. Vă spun doar în dreptul lui Iosif. Că ăștia la auzi, nu vă spun ei. A ajuns în dreptul lui Iosif, a zis așa: Iosif este lăstarul unui pom roditor. Lăstarul unui pom roditor sădit lângă un izvor de apă, a cărui ramuri se urcă peste zid. Căci un zid a fost pus în viața lui, în fața lui. Dar ramurile lui au depășit. Arcașii au tras cu săgeata și au vrut să-l omoare. Dar Iosif a fost ajutat de mâna puternicului lui Iacob. Iosif este păstorul prin care Dumnezeu dă binecuvântare. Aleluia, glorie, Domnul! Vă invit acum să ne ridicăm înaintea Domnului. Ești un om de treabă sau ești un om al lui Dumnezeu? Te-ai regăsit împreunul din cele 10 elemente. Poate mi-ai strigat: Doamne, am nevoie de mâna ta, de eliberare, de ajutorul tău. Vrem să ne rugăm pentru dumneavoastră în seara aceasta. Îl rog pe fratele Alin să cânte, Duhul Sfânt să-l însoțească lucrarea aceasta. După care vom proceda, intervenind în fața lui Dumnezeu pentru dumneavoastră, a lui să fie slava în veci.